Bună ziua și bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Teodora Vrămescu, împreună cu echipa Steaua TV. Ne aflăm pe stadionul Steaua pentru ultimul meci amical din sezonul de iarnă. Steaua întâlnește colega de Liga a doua, FC Argeș. O ultimă repetiție, sperăm cât mai convingătoare pentru elevii lui Daniel Oprița. Hai să vedem care sunt și cele două echipe. Începem cu oaspeții FC Argeș, care îl va avea în poartă pe Cătălin Straton, jucător de câmp Andrei Tofan, Esteban Orozco, Cristian Tudose, Florin Borța, Ionuț Rădescu, Isaac Nortei, Petrișor Petrescu, Ianis Pârvu, Patrick Dulcea și Valentin Buhăceanu. Antrenor este Eugen Neagoe. Echipa noastră, antrenată de Daniel Oprița, îl va avea în poartă pe Adrian Frânculescu, jucător de câmp Dean Beța, Daniel Vârtej, Adrian Ilie, David Maftei, Gianluca Mancuso, Stefan Drăghici, David Matei, Paulino Migueles, Tsveterin Ciunciucov și Nacho Heras. Beța este capitanul echipei la Steaua și Andrei Tofan la FC Argeș. Și brigada de arbitri este formată din Andrei Oancea la centru, ajutată de Roxana Ivanov și Răzvan Marin. În etapa 16-a la reluarea Ligii Secunde, Steaua va juca pe 24 februarie în deplasare la Reșița de la ora 11. Oaspeții noștri de astăzi pe 26 februarie la Miercurea Ciuc de la ora 17. În echipament alb, oaspeții Steaua în obișnuitul echipament roșu-albastru. O bancă destul de scurtă, o bancă de rezerve la Steaua cu doar 5 jucători de câmp și portarul Horia Iancu. Sunt câteva indisponibilități. Acum a avut lovitura de începere FC Argeș. O poziție deloc mulțumitoare pentru FC Argeș la întreruperea campionatului. Doar 15 este poziția oaspeților noștri de astăzi cu 18 puncte, 4 victorii, 6 meciuri încheiate la egalitate și 5 înfrângeri. Steaua, poziția a 7-a cu 22 de locuri. Nu e o distanță foarte mare între Steaua, locul 7, 22 de puncte, și FC Argeș, 18 puncte. Totul contează ce se va întâmpla în următoarele 4 etape din sezonul regular. Steaua are posesia. Daniel Vârtej, Dean Beța. A fost un fault la Petrișor Petrescu, făcut de Gianluca Mancuso, care își cere scuze. O să trecerea lui Borța, respinge însă Beța. Primul la minge a fost Nortei. Isaac Nortei vine de la CFR Cluj, împrumutat. A încercat să se bântărească echipa oaspete. N-au venit însă foarte mulți oameni, au plecat mai mulți. Luptă foarte bine acolo Nacho Heras. Steaua a trei achiziții. Kevin Seseri, Paulino Miguelez și Ignacio Heras. Straton alergă și reține din fața lui David Maftei. În această pauză de iarnă de la Steaua, Costela Vram a fost împrumutat la CSM Alexandria și au mai plecat portarul Ionuț Pop, Alexandru Buziuc și Mario Topuzov. Mulți jucători de la echipa de tineret a folosit Daniel Oprița. Este al șaselea și ultimul meci de pregătire din perioada de pauză de iarnă. Steaua a învins cu 5-0 pe Agricola Borcea, cu 4-0 pe Progresul Spartac, 9-0 la Bolintin Malu Spart, apoi un rezultat de egalitate 1-1
la CSM Slatina și o înfrângere în ultimul meci cu CSM Alexandria, 0-1. Beța face pressing, Dulcea. Steaua și FC Argeș s-au întâlnit în etapa a noua aici pe stadionul din Bulevardul Ghencea. Am învins cu 3-1, goluri Raicu și Chipirliu. Pentru oaspeți a marcat Zătreanu, care nu se mai află în lot, dar din minutul 45 FC Argeș rămăsese cu un om mai puțin pe teren. Panait a avut două cartonașe galbene. Se joacă și acum cu ambiție, dar în limita regulamentului. Vârtej. O minge care a trecut pe lângă Maftei. Aruncă de la margine Borța. A respins Mancuso până la Nacio. Drăghici. Prelungie până la Miguelez. Prea lungă pasa. Se consideră fault intrarea lui David Maftei. Lui David Matei. Avem numărul 2 la Steaua, David Maftei, este fundaș, și mijlocașul David Matei, numărul 76. Foarte bună intervenția lui Miguelez. Vârtej. Beța a țâșnit Maftei în partea dreaptă. Adi Ilie, mă bucur că îl văd în primul 11. După ultimul meci a părăsit terenul destul de repede. A avut o accidentare care s-a dovedit a nu fi foarte serioasă. Să vedem acum Stefan Drăghici, atacat de Nortei. Beța. Nacio se descurcă bine. Foarte bine Orozco. A intervenit cu capul și prinde Cătălin Straton. Deși este un meci amical, cei doi antrenori se agită destul de mult pe marginea terenului, în special Eugen Neagoe. Din nou fault, lovitură liberă pentru oaspeți. În ultimul amical, FC Argeș a învins cu 1-0 pe Mioveni. 4 victorii și un rezultat de egalitate. Palmaresul argeșenilor în meciurile amicale din această iarnă. O minge către Petrescu. Am recuperat de Ambeța, frumos driblingul în fața lui Dulcea. Adi Ilie. A recuperat Nortei. Să vedem acest sprint cu Nacio și doi adversari. Un șut slab cu piciorul stâng. Din marginea careului de 16 metri nu avea prea multe soluții decât să tragă la poartă. O lansare în partea dreaptă. Borța. Nortei schimbă în partea dreaptă
Și este un șut centrare la care nu avea cum să mai intervină Patrick Dulcea. Portarul Frânculescu. A ieșit Orozco și se pare că a fost o intrare mai dură la Nacho. Să vedem această fază. Tudose a fost primul la minge. Mancuso foarte bine, blochează și recuperează. A căzut Ciunciucov, dar nu se putea acorda fault. A fost o intrare regulamentară a jucătorului de la FC Argeș. Mancuso Adilie. Am intrat în minutul 10, 0-0 Steaua FC Argeș și ultimul meci amical al iernii pentru ambele echipe. O pasă bună, Ciunciucov însă n-a avut soluții, Drăghici, blocat de Pârvu. O centrare. N-a ieșit nimic din această fază. Foarte bine, a ieșit Vârtej la jumătatea terenului. Beța. Adilie. Adilie până la Frânculescu, obligat să facă din nou schimbul cu fundașul stelist. Adilie, singurul pe care îl mai vedem în primul 11 din echipa de acum 4 ani a Stelei. Mancuso. Nacho. Urcă Maftei. O centrare, Ciunciucov n-a avut cea mai bună poziție de reluare la poartă. Avea mingea un pic cam în față. A reținut ușor Straton. Beța și repune echipa în atac. Blocat Nacho între trei jucători adverși. Dar am recuperat. Posesia Stelei în acest... în aceste prime minute, aruncare de la margine pentru Steaua, a trimis în afară Dulcea. Dulcea, spațiu de manevră la mijloc pentru Petrescu, care înaintează Vârtej în fața lui. Cercat o pasă ușoară, să vedem această acțiune. Nu se dă nimic, foarte bine a intervenit Ștefan Drăghici. Este fault asupra lui Nacho. Thank you.
Fault la Nortei. La distanță mare de poarta lui Frânculescu. Petrescu lângă minge. Jucătorii sunt în marginea careului de 16 metri. Am respins bine și ieșim din apărare de Ambeța, cel care a trimis cu capul înapoi. Și acum portarul Straton. Nortei. Cercat o lansare către Petrescu, atent însă Adilie. Maftei. Beța. Mancuso. Drăghici. Întoarce la Adilie. Ciunciucov, foarte bine, s-a înțeles acolo Nacio și Miguelez. Zero la zero după un sfert de oră de joc în Steaua FC Argeș. Verticalizare, respinge Borța, nu foarte departe. Matei, Miguelez. Borța. Trimite în afară argeșenii, va fi out pentru Steaua. Mancuso, Adilie, Drăghici, a respins Orozco. Din nou Drăghici, trece din adversar, revine. Fază bună, un șut blocat al lui Nacio. A recuperat însă Maftei. N-a reușit să îl fenteze pe Dulcea. Posibilitatea de contraatac pentru FC Argeș. Sigură intervenția prin alunecarea lui Daniel Vârtej. Un jucător de la Steaua în marginea careului de 16 metri căzut al careului oaspeților. Cred că este Ciunciucov. De la Steaua, în continuare absenți, nerefăcuți după accidentări, fundașul Mihai Dobrescu, Robert Sierra și Bogdan Chipirliu, care de-abia și-a început antrenamentele. Pe banca de rezerve la Steaua pentru acest meci se află portarul Horia Iancu,
Gabi Dumitru, Vali Bărbulescu, Alin Raicu, Andrei Cristea și Răzvan Florea. Atât. Cu siguranță încearcă să-și creioneze un prim 11. Daniel Oprița, care l-a scos la încălzire pe Alin Raicu. Se pare că Ciunciucov nu va mai putea continua. Iese împreună cu echipa medicală afară, dar până când probleme la spate, acuză bulgarul. Mancuso a luptat acolo cu Petrescu. Nortei. Borța. Foarte bine a păstrat mingea Mancuso. Maftei, Beța. A reintrat în cele din urmă Ciunciucov. Probabil va fi schimbat la pauză, eventual. Steaua rămâne în atac, va arunca de la margine. Adilie. Până în spate la Dean Beța. A coborât Maftei, care primește. Vârtej. Încercăm să-i scoatem din dispozitiv pe fundașii adverși. De Ambeța acum către Nacho. Am recuperat Drăghici. Maftei. O centrare, lovitură cu capul pe lângă poarta lui Nacho. O fază ceva mai cursivă a jucătorilor noștri. Acum când am intrat în minutul 22. Petrescu, o minge care se voia către Patrick Dulcea, respins în afară pentru mai multă siguranță capitanul Stelei de Ambeța. Nortei, trimite în spate până la Orozco. A recuperat foarte bine Adilie. Mancuso, frumos dribblingul în fața lui Nortei. Miguelez către Maftei. Intră într-un unghi greu și scapă și mingea în afară. Presată de un adversar. Va fi repunere a portarului Cătălin Straton. Orozco, atacat de Ciunciucov.
Foarte bine, pune piciorul la Dilie. Dulcea, față în față cu Dean Beța. Intră în centru, bună pasa și Petrescu nu mai reușește să facă nimic. Bună intervenția lui Vârtej. Este însă lovitură de colț pentru FC Argeș. Petrișor Petrescu se duce să execute această lovitură de colț. La prima bară a respins Matei. Încă o centrare la bara a doua. Drăghici și apoi Mancuso au trimis în afara careului. Potarul Straton primește de la Andrei Tofan. Este gol al argeșenilor. FC Argeș deschide scorul în minutul 25. Nepermis de liber a rămas în careu. Au fost trei jucători de la Argeș, nu știu dacă Buhăcean a fost cel care a trimis în poartă, mă voi informa și am să vă spun care este autorul golului. Steaua aruncă de la margine. Am repus rapid la margine. Dean Beța. Maftei. Intervenție prin alunecare. Bună lui Nortei. Lansare către Pârvu. Protejează bine balonul Vârtej. Miguelez, blocat, aruncare de la margine. Beța, Dulcea insistă. Pe aceeași parte, Nortei pasă greșită, intervine Adilie. Și cartonaș galben pentru Ianis Pârvu. Nortei. Lansare către Borța și poziția afară din joc. Semnalizare de la margine.
arbitrului Răzvan Marin. Borța a obligat să trimită în afară. Era presat de Matei. Maftei va arunca de la margine. Prea tare, Migheleze a dat mingea înapoi lui Maftei. Repunere pentru oaspeți. Borța și Nortei pasează în margine. Beța, Mancuso, Adilie. Mancuso. Matei. Drăghici. Se blochează, se dublează bine fundașii celor de la FC Argeș. N-am ajuns la această minge, Nacho. Și este doar out de poartă. Încă un sfert de oră din prima repriză. Face pressing Nacho. Adilie urmărit de Pârvu. Brânculescu trimite în față. Au recuperat argeșenii prin Rădescu. Orozco. Tudose. Către Borța, din prima, bine a intervenit de Ambeța. FC Argeș va arunca de la margine. Florin Borța. Dulcea încearcă să se demarce către el, să duce această minge cu capul de Ambeța. Buhăcean pierde. Migheleaz, Adilie. Drăghici. Mancuso. Beța din prima către Nacho. Maftei greșește pasa, interceptată rapid și faultează din spate. Petrescu se resimte. Vom vedea dacă arbitrul va reveni la această fază. Dacă nu, înseamnă că intervenția a fost corectă la minge. Respinge Straton și a reluat Migheleaz prea ușor spre poartă. Se afla în apropiere și Nacho. Vârtej și Adilie, portarul Frânculescu, presat de Tudose. Mancuso. Urcă Beța. Maftei. Mancuso. Drăghici. Nacho. N-a ieșit dribblingul în fața lui Orozco. Aruncare de la margine pentru Steaua. A respins Orozco de lângă Nacho. Ține mingea în teren Pârvu.
alunecat Tofan și intervine la minge, cade singur în propriul careu, recuperăm. Ce bâlbuieli în apărare și se ridică Fanionul în cele din urmă, poziție afară din joc la David Maftei. Dulcea, nepermis de liber, intervenție bună a lui Mancuso. Ciunciucov până la Maftei. A venit Mrădescu din urmă și a recuperat. Borța. Combină cu Dulcea. A intervenit bine Maftei. Faultat Mancuso de către Petrescu. Vârtej, Beța, suntem față către Ciunciucov, cu doi adversari lângă el. Ciunciucov nu are multe soluții decât să obțină o aruncare de la margine, care va fi executată de David Maftei. 10 minute până la sfârșitul primei reprize. 1-0 pentru FC Argeș. Respins Norte, intervine Miguelez. Și se lasă jocul să continue. 3 contra 1. Ce intervenție bună a avut Frânculescu, Buhăceanu. S-au jucat cu faza, au fost 3 singuri cu portarul. Buhăceanu, Petrescu n-au reușit. Scăpăm dintr-o situație în care putea să fie 2-0 pentru FC Argeș. Acum este fault. Drăghici a faultat. Protestează Eugen Agoe. Dean Beța primește cartonașul galben de la Andrei Oancea. La faza de mai înainte protestează capitanul Stelei. Ai noștri au cerut fault, a fost acel contraatac, 3 contra 1, acel 1 fiind portarul Frânculescu, a venit din spate și Vârtej, n-au reușit să marcheze argeșenii. Nici o lovitură de cap pentru a pune în pericol poarta lui Cătălin Straton. Sare bine Daniel Vârtej. Drăghici scapă frumos de un adversar. Să vedem acum pe Miguelez. Și ocazie mare pentru Ciunciucov, care din 7 metri trimite peste poarta lui Straton.
Vârtești până la Frunculescu. Face pressing Buhăceanu. Rădescu recuperează și David Matei, căzut în jumătate de teren a Argeșului. Arbitrul Andrei Oancea oprește partida. Se reia jocul. David Matei către Maftei. Norte intervine. Buhăceanu deschide în partea dreaptă pe Rădescu. O centrare, respinge de Ambeța. O centrare adresată lui Dulcea. Faultată Dulcea de către Mancuso. Va fi o lovitură liberă pentru oaspeți. Lateral stânga. Să vedem dacă Steaua va face zid din doi jucători pentru a proteja primul stâlp al porții. Da, Matei și Maftei se așează în zid. Borța, cel care va executa această lovitură liberă. Spre colțul lung se accidentează Frânculescu. N-a reușit să ajungă la minge. E și un jucător al Argeșului rămas întins pe gazon. Frânculescu este, era în careu de 6 metri, nu cred că a reușit să atingă mingea, dar este chemată echipa medicală a Argeșului. Patru meciuri mai are de jucat Steaua din sezonul regulat, vă spuneam, pe 24 februarie, etapa 16, ani de plasare la Reșița. Apoi pe 5 martie, aici pe Steaua, cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu. În etapa 18-a la Mioveni și ultimul meci, etapa 19-a, cu CS Tunari. În meciurile amicale, Flora este golgheterul Stelei cu 5 reușite, urmat de Dumitru, Miguelez, Raicu și Claudiu Ionisă cu câte 2. Mulți jucători a încercat Daniel Oprița în această perioadă de iarnă. Vom vedea care dintre ei se vor găsi și în lotul pentru partea a doua a ligii secunde. Se reia jocul. Încă 2 minute și jumătate din această repriză. 1-0 pentru FC Argeș. Din minutul 25. Adilie. Urtej. De Ambeța. Ciunciucov. N-a putut reține această minge care ajunge până la straton. Borța preferă pasa în spate. Mancuso recuperează o minge. Maftei, Matei, intră Norte, primul la minge. Dulcea. Foarte bine, a recuperat pentru moment, însă Miguelez
Lansare în partea dreaptă, acolo se afla Adi Ilie în duel cu Ianis Pârvu. Frumos topul lui David Matei și o lansare către Nacho, intervine Borța și acesta rămâne întins pe gazon. Primește galben Nacho, dar nu știu de ce, el a încercat să șuteze în minge. A fost aproape de fază. Arbitrul Luancea, numai puțin de 3 cartonașe galbene în prima repriză. Unul pentru oaspeți Pârvu și 2 pentru Steaua, Beța și Nacho. Puține momente până la finalul primei reprize. Jucătorii de rezervă au ieșit deja la încălzire. Să vedem cum va continua însă această primă repriză. Se pare că va fi schimbare. Steaua a ieșit destul de șifonată din deplasarea de la CSM Slatina, acel 1-1 în care s-a jucat destul de dur. Acolo s-au accidentat Dobrescu și Sierra. Da, și jucătorul Argeșului nu va mai continua. Și pe Eugen Agoe a venit pe gazon și cere lămuriri, ca să nu zic că îl ceartă pe arbitrul Andrei Oancea. Este meci amical și de-aia își permite și antrenorul oaspeților să intre pe teren. Altfel n-ar fi fost posibil. Dar jocul se va relua probabil încă un minut. Dar nu este o situație bună pentru o echipă să piardă jucători înainte de începerea campionatului. Jocul se poate relua cu o lovitură liberă pentru FC Argeș. Sare bine de Ambeța, recuperează Maftei. Lansare către Matei. Prin alunecare trimite în afară Tudose. Beța, vârtej. Suntem cu linia de fundaș în jumătate de teren adversă. Miguelez, Drăghici, Adilie. Mancuso, din nou Drăghici, vine centrarea, cade Orozco în duelul cu Ciunciucov. A intrat Robert Boboc la FC Argeș în locul lui Florin Borța, accidentat.
Trecere frumoasă a lui Drăghiț, să vedem centrarea. Dulcea trimite în corner de lângă David Maftei. Lovitură de colț pentru Steaua, probabil ultima fază a primei reprize. A reluat cu capul Nacio pe lângă poartă. Am recuperat o recentrare și în plasa laterală trimite Nacio. Și în acest moment se termină prima repriză. 1-0 pentru FC Argeș, gol marcat în minutul 25. Pentru oaspeți revenim după pauză.
Ne-am reîntors pe stadionul Steaua pentru repriza a doua a meciului amical dintre Steaua și FC Argeș și oaspeții conduc din minutul 25 cu 1-0, gol înscris de Buhăceanu. Și în acest moment se aude fluierul arbitrului Andrei Oancea de început al reprizei secunde. Două schimbări la Steaua, portarul Horia Iancu i-a luat locul lui Adrian Frânculescu și în locul lui Ciunciucov a intrat Alin Raicu. La oaspeți, din finalul primei reprize, în locul lui Florin Borța, accidentat, a intrat Robert Boboc. Raicu la minge. Adilie. Vârtej. Au fost momente de dominare ale echipei noastre în prima repriză, nefructificate însă cu faze periculoase la poarta lui Cătălin Straton, care și el i-a lăsat locul lui George Micle. Îl văd la FC Argeș cu numărul 19, Angelov. Intrat în repriza secundă. Se consideră fault intrarea lui Drăghici, alături de el Mancuso. Petrescu, lângă el capitanul Tofan, n-au dat încă drumul la minge. Așteaptă Petrescu să se aranjeze colegii săi la 2-3 metri de marginea careului de 16 metri. Au respins steliștii, Mancuso în față către Maftei. Prelungire către Matei și este lovitură de colț pentru Steaua. Tofan a trimis în afară, presat de David Maftei, de David Matei. Centrare, resping argeșenii. Mancuso a recuperat, recentrează. Drăghici scoate pentru Raicu. O centrare și mingea până în brațele lui Micle. Mancuso și Nacio se aflau în apropiere. Raicu recuperează Nortei. Face pressing Miguelez la Micle. Matei. Pasă bună în un șut în plasa laterală a lui Boboc. Ne permis de liber Boboc în careu de 16 metri, stelist. Adilie. Aceeași parte,
Au recuperat argeșenii Boboc, o pasă greșită, urcă Maftei. Pasă care era adresată lui Miguelez. Dulcea. Recuperează Mancuso. Miguelez. Către Nacho. Iese Miclea și trimite în afară. Beța, Maftei, Matei se încurcă și au recuperat argeșenii care au contraatacuri rapide, țâșnește Buhăceanu. Nu cred că i-a făcut nimic Mancuso, care primește un cartonaș galben pentru proteste, nu atât pentru fault. Lovitură liberă pentru FC Argeș, distanță mare de poarta apărată de Horia Iancu, aproximativ 30 de metri, 28-30 de metri. Exact pe direcția unde s-a aflat Horia Iancu, șutul lui Petrescu. Nortei. Boboc în spate, se duce până la portarul Micle, această minge. Micle în marginea căruia de 16 metri. Drăghici, Mancuso, Raicu, foarte bine să vedem această fază, Nacho, primul la minge este însă Orozco, pentru siguranță trimite în aut, Mancuso, Raicu, o centrare trimisă ușor cu capul, nu știu dacă a vrut să prelungească, poziție bună n-a avut Miguelez pentru a relua spre poartă. Repunere din 6 metri pentru FC Argeș. Argeșenii vor arunca de la margine. Aruncă Tofan. Adilie mai trimite o dată în afară de lângă Angelov. Raicu de lângă Nortei. Masivul fundaș ganez. Maftei. Beța. Nacho. Din nou Maftei. Aruncare de la margine. Rădescu a trimis în afară.
Certej în luptă cu Petrescu. Păstrăm balonul în posesie. Adilie. Drăghici. Urcă, dribbling. Raicu. Bună pasă din prima. Către Nacio, Mancuso, în dreapta, urcă de Ambeța. Maftei are posibilitatea de a centra încă o dată. Mai bună această a doua centrare și cu capul a sărit Nacio. De lângă un adversar, n-a reușit să rea cum trebuie spre poartă. Un jucător de la FC Argeș se resimte în marginea careului de 16 metri. Soluțiile în acest meci pentru Daniel Oprița pe bancă sunt Gabi Dumitru și Vali Bărbulescu, Andrei Cristea și Răzvan Florea. Sunt convins că vor apărea schimbări. Îl văd cu numărul 21, Alex Dinoci. Intră la FC Argeș. În locul lui Nortei. Degajează George Micle. Bună preluarea lui Petrescu. Poziția afară din joc, s-a ridicat fanionul de la margine, arbitrul Roxana Ivanov. Adilie reatacul. Nacio lansează foarte bine pe Drăghici, spațiu de manevră. Nimeni n-a reușit să trimită spre poartă și acum pasa s-a dus la un jucător de la FC Argeș. Situație bună. Se intră mult prin alunecare pentru a recupera mingea. Din nou, Drăghici. Adilie centrează. Cade Matei. Aglomerație de jucători în carul de la argeșenilor, carul de 16 metri. Reluare cu capul, nu foarte departe a lui Michelez. Pune presiune din ce în ce mai mare pe poarta argeșeană. Tofan, o minge grea, atacat Raicu, Mancuso, vârtej pentru siguranță la Horia Iancu. A faultat Dulcea, a faultat pe Deambeța. Nacio, lângă el Boboc, urcă Beța, Maftei,
față cu Dulcea, vine centrarea, respinge Tudose și apoi recuperează Petrescu. Trimis în afară Vârtej. O oră de joc, în continuare 1-0 pentru FC Argeș, gol marcat de Buhăceanu în minutul 25. Tofan, o centrare, a respins Dean Beța. Mancus o trimite în față, către Nacho Orozco, la propriul portar. Micle din prima trimite în afară, nu în afară, în margine. Boboc, talonat de Miguelez. Nu se fluieră nimic la duelul de mai înainte. Lansare către Buhăceanu. A, din prima Buhăceanu către un... într-o zonă unde nu se află niciun coechipier. Maftei. Cere mingea în față Nacho și Miguelez. Și cu capul, gol frumos! Gol frumos pentru David Matei în minutul 62, care aduce egalarea pentru Steaua. Frumos a plonjat și a reușit să înscrie. Între Nacho și Miguelez, David Matei marchează al doilea gol în meciuri amicale. Schimbare la FC Argeș. A ieșit autorul golului Buhăceanu. A intrat Bogdan Rusu cu numărul 90. Orozco obligat să trimite în afară, era presat de Raicu. Nacho, Mancuso. A respins Tudose. Rusu, spațiu de manevră pe partea dreaptă. Intră în centru, Tofan s-a dus în dreapta, preferă șutul bun, dar peste poartă. Rusu este proaspăt, e intrat de nici două minute. Încearcă să-și regleze tirul la poarta lui Horia Iancu. Oh, ce paradă are Horia Iancu la șutul lui Petrescu. Lovitură de colț pentru oaspeți. Petrescu ușor în interiorul careului a șutat. Foarte bine a respins Horia. Corner pentru FC Argeș. Am intrat în minutul 65, 1-1, goluri Buhăceanu și Matei. Respinge Horia. Iancu, aruncare de la margine pentru oaspeți.
Se duce Tofan să execute această aruncare. Rusu. Din nou Rusu. A încercat o pasă cu călcâiul Petrescu. N-a găsit un coechipier. Maftei trimite în față. Acolo se află însă Tudose, care a recuperat pentru argeșeni. Beța recuperează, Drăghici, Adilie. Presat Horia Iancu de Tofan, obligat să trimită în afară. Încă o dată Vârteș trimite cu capul în afară. Mancuso. Aruncând de la margine. Raicu a lăsat inteligent mingea să iasă în afară. Vali Bărbulescu îl înlocuiește pe autorul golului, stelist David Matei. Trei schimbări mari la dispoziție, Daniel Oprița, pe Gabi Dumitru în apărare, Andrei Cristea și Răzvan Florea. Orozco până la portarul Micle. Presează Miguelez. Beța în față, o lovitură cu cotul, lovitură cu cotul, da, lui Orozco. Și vede cartonaș galben. Jucătorul din Guinea Ecuatorială. Două cartonașe galbene și pentru jucătorii de la FC Argeș. Beța, Vârtej, centrare, a ieșit greșit portarul Micle, dar Orozco a trimis în față cu capul, cearcă să recupereze Beța. Adilie. Drăghici. Bărbulescu. Adilie. Fault pentru Steaua. Mancuso cel care a fost faultat. Drăghici, pe aceeași parte se află Raicu, Mancuso, Raicu, față în față cu Rusu, Mancuso, așteaptă prea mult până să dea drumul la pasă și are imediat adversar pe el.
Ilie. Centrare în centru spre Naciu, dar mingea la fundașul central al Argeșului, la Tudose. De Ambeța, urcă Miguelez. Aruncare de la margine pentru Steaua. Maftei, Beța. O centrare. Raicu și căzut în careu este Nacio. Naciu rămâne căzut în duelul cu Orozco. Fiecare dintre cele două echipe își dorește să încheie perioada de pregătire cu un rezultat cât mai bun înaintea debutului în 2024 a Ligii a doua. Se mai produce o schimbare la FC Argeș. Cu numărul 22, Andrei Stoica va intra. În locul lui Dulcea. A ieșit Nacio ușor în afară, dar se pare că nu sunt totuși probleme, va reintra. Faultează Bărbulescu, un fault tactic pentru a da voie apărării să reintre în dispozitiv. A reintrat Nacio. Drăghici, primul la minge a fost însă Rusu. Iese Orozco și trimite în afară. Luptă Miguelez acolo cu adversarul și este faultat de către Tofan. Vârtej, atacat de Angelov, Beța, urca de Ilie și iată din nou situație de superioritate. Angelov s-a repliat însă bine. Apărarea noastră, o pasă greșită a lui Petrescu. Și degajează Horia Iancu. Încă o schimbare la FC Argeș. Ciuciulete. Îi ia locul lui Tofan. Mai puțin de 7 schimbări a făcut Eugen Agoe. Bărbulescu trimite în față.
Între Miguelez, faultat. Respinge Orozco. Vali Bărbulescu. Adilie până la Horia Iancu. Drăghici, frumos topul pe piept. Bărbulescu. Mancuso. Adilie la Horia Iancu. A depășit minutul 75. 1-1 Steaua FC Argeș. Goluri Buhăcean în prima repriză și David Matei în repriza a doua. A respins în prima fază Tudose, centrarea lui Maftei. Obține o aruncare de la margine de Ambeța. Vali Bărbulescu. Și din nou un foul de Ambeța, a primit un genunchi în stomac. Se ridică în cele din urmă. Lovitură liberă pentru Steaua lateral dreapta. Aglomerație mare de jucători în marginea careului de 16 metri. Cinsteliști printre alvioleți. Respinge Argeșul Drăghici. Adilie. Primul la minge a fost însă Orozco. Se consideră fault intervenția lui Adilie. Degajează Micle. Sare Vali Bărbulescu. A recuperat Dinoci pentru FC Argeș. Și nou fault, intervenția lui Vârtej spre protestul acestuia. Îl avea lângă el pe Petrișor Petrescu. Face pressing Michelez. Se ridică Fanionul de la margine. Pasa lui Michelez către Nacio. Dar arbitrul Răzvan Marin consideră că Michelez se afla în poziția afară din joc. Da, va intra Răzvan Florea. Zece minute va avea tânărul jucător al Stelei pentru a arăta cine este golgheterul perioadei de pregătire. Florea a marcat de două ori cu Agricola Borcea, o dată cu Progresul Spartac, de două ori cu Bolintimul Spart. Vârtej și Petrescu alergă după această minge. În apropiere încerca să speculeze o pasă greșită eventual și Rusu. Protejează bine mingea Mancuso. Urcă Drăghici. Miguelez faultat. Și... apoi Rage ca din gură de șarpe și Bogdan Rusu.
Nu, s-a fluierat la prima intervenție, se fluieră la a doua și m-am cus să vede cartonașul galben. Și mai avea unul. Da. Al doilea cartonaș galben pentru Mancuso. Să vedem, nu știu care este protocolul de joc, dacă va fi totuși înlocuit Mancuso sau vom juca în inferioritate numerică. Din minutul 81. Da, intra Florea. Nu jucăm în inferioritate. Deși ar fi putut fi o temă. Bărbulescu. Deschide în dreapta. Acolo s-ar fi aflat, ar fi trebuit să primească pasa Maftei. Degajează Horia Iancu. Trimite cu capul Raicu. Numai până la Rădescu. Beța. Nacho. Miguelez. Și acum este fault. Andrei Stoica, cel care a faultat. Din nou, lovitură liberă, lateral dreapta. Migueles, cel care este lângă minge. Arbitrul Oancea numără distanța la care ar trebui să stea zidul argeșenilor. Doi oameni în zid, în fața porții lui Micle. Miguelez. O lovitură de cap a lui Florea, dacă nu mă înșel, prinsă de Micle. A fost o minge cu boltă, nu în forță, trimisă către poarta adversă. Orozco. Rusu prelungi pe spate, însă în afară. Adilie repune repede. Orozco, Rusu. Din noci, să vedem... O situație. Florea șutează, da. Nu vedea foarte bine poarta aia. Erau mulți jucători, dar a șutat bine în brațele lui Micle. A prins spațiul porții, Florea. O fază în care și Nacho Heras a avut o contribuție. Din nou un fault al argeșenilor la vârtej. Intră Andrei Cristea la Steaua. În locul lui Miguelez. Și doar Gabi Dumitru a rămas nefolosit pe margine de către Daniel Oprița, acum când mai sunt 5 minute din această ultimă întâlnire amicală. Steaua FC Argeș.
Iese bine Drăghici și respinge din fața lui Rusu. Adilie. Urcă Drăghici, talonat de Rusu și un foul l-a cosit Rusu. Încă o schimbare se anunță la FC Argeș. Intră numărul 24, Gino Oprescu. Drăghici trece de un adversar, nu se consideră fault. Cristea Maftei centrează. O reluare mai slabă a lui Nacio. Nu era Florea. Prea puternică pasta care era adresată lui Drăghici. Aruncat Orozco. Beța. Florea în duel cu Tudose. S-a ridicat fanionul de la margine, poziția afară din joc la FC Argeș. Vali Bărbulescu. Contraatac al Argeșului, un jucător al Stelei căzut pe gazon în marginea careului argeșean. Este Maftei și abia acum oprește meciul arbitrul Oancea. Se cere intervenție echipei medicale. Foarte bine a jucat în acest meci David Maftei. Încă un minut și jumătate din această ultimă întâlnire, în continuare 1-1 Steaua și FC Argeș. Beța. Fiecare echipă vrea să dea lovitura pe final de meci. Și să încheie stagiul de pregătire cu o victorie. Alunecare a lui Vârtej. Recuperăm. O minge respinsă de argeșeni.
Respinge Drăghici. Raicu. N-ar fi fost rău să dea drumul la minge către Nacio mai devreme. S-a gândit că ar fi poziția afară din joc și a mai așteptat. Aruncă Raicu până la Drăghici. Trei minute de prelungire arătate de arbitrul de centru, Andrei Oancea. Au fost câteva situații în care a fost nevoie de intervenția medicală, echipe medicale. Păstrăm mingea în teren, să vedem. Nu, respinge Tudose, o minge prea ușoară. Adilie. Către Florea. Posibilitate de contraatac. Adilie a scăpat liber Petrescu. Revine Adilie și ce ocazie a avut Rusu. Cere fault. Mingea s-a dus cu boltă peste poarta lui Horeiancu. Dăm drumul repede la meci. Vali Bărbulescu. Raicu în stânga l-are pe Drăghici. Primește acesta. Intră în centru Drăghici. Bărbulescu, o pasă respinsă de Orozco și din nou contraatac, 2 contra 3. Nu prea știu ce să facă cu mingea. Și un șut periculos pe lângă poartă a lui Gino Oprescu. Poate ultimul atac. Oprescu. Un șut respinge Horia Iancu, apoi Dea Ambeța. Presiune pe care o pune Argeșul acum pe final. Argeșenii aruncă de la margine. Vârtej. S-a vrut o pasă către Florea, recuperată de Boboc. Rusu, blocat foarte bine. Lansare frumos cu capul către Florea, Nacio. Respinge însă în tribună Tudose. Nu, mingea rămâne în teren. Florea, blocat în momentul pasei. Și în acest moment, arbitrul Oancea fluieră sfârșitul ultimului meci amical. Steaua încheie la egalitate cu FC Argeș, 1-1. Argeșenii au deschis scorul în minutul 25 prin Buhăceanu. Steaua a egalat în minutul 62 prin David Matei. Prima etapă a 16-a, primul meci oficial, Steaua îl va avea în deplasare la CSM Reșița pe 24 februarie de la ora 11, iar aici pe Steaua vă așteptăm pe 5 martie de la ora 19. Sunt Teodora Vrămescu, în numele echipei Steaua TV. Vă mulțumesc pentru atenție, după amiază plăcută, la revedere!